Noaptea de 24 spre 25 ianuarie a fost cea mai friguroasă din acest an în județul Sibiu. După ce la început de ianuarie au fost zile cu 17 grade Celsius, cele minus 19 din oraș s-au resimțit din plin. Polul frigului a fost însă la Dumbrăveni, unde stația meteo a înregistrat noaptea trecută minus 22,4 grade Celsius. Meteorologii sibieni spun însă că noaptea aceasta lucrurile vor sta ceva mai bine. Va fi ceva mai cald, minimele se vor situa în județ între minus 12 și minus 7 grade Celsius. Căsătoria nu mai este obligatorie în ochii societății, iar divorțul nu mai este de mult un subiect tabu. Cel al căsătorilor însă a scăzut de la un an la altul și cu 40%, în vreme ce numărul despărțirilor oficiale este constant în ultimii ani. În anul 2019, la primăria Sibiu, 993 de cupluri au spus da și au început o viață împreună. Apoi, în anul 2020, doar 607 căsătorii au fost oficiate. După ce măsurile s-au mai relaxat anul trecut, numărul căsătoriilor a crescut ușor, până la 770. O parte din autobuzele din flota Tursib n-au reușit să plece din garaj marți dimineață. Din cauza gerului, acestea nu au mai pornit. Au fost probleme chiar și la cele care au ieșit pe traseu. După câteva curse, acestea s-au blocat pe străzi. Reprezentanții Tursib spun că deocamdată nu se cunoaște cauza, însă este posibil ca problemele să fie apărut din cauza temperaturilor extrem de scăzute. Câteva dintre autobuzele care s-au defectat sunt cele care circulă pe rutele pentru elevi. Ora locală, infrastructura stradală, mai este o formațiune, doresc dezvoltare. Poți plătim acea taxă de gunoi, 69 milioane. Un club sportiv creează copii sănătoși.